E posibilă însă comunicarea atât timp cât avem în România o imensă antantă mediatică împotriva noastră? Este suficient să deschideți televizorul ca să vedeți că dimineața până seara este aceeași melodie, pe aceeași notă, împotriva adevărului. Se minte neîntrerupt și, din păcate, cei mai mulți dintre români sunt amăgiți. Iată de ce efortul de comunicare este vital în momentul de față. Și dacă nu putem avea televiziuni, ziare, radiouri, atunci trebuie să mergem în țară să vorbim cu oameni, să explicăm acest lucru.